La orele prânzului, Timișoara era deja plină de oameni care s-au întâlnit cu fascinantele marionete uriașe care au împânzit centrul orașului. Zilele au fost foarte pline, mi s-au părut extrem de multe evenimente și foarte, foarte faine. E prima zi a noastră, da, și am spus că o să le luăm pe rând, foarte pe rând. Am înțeles că sunt 30 de locații, o să mergem și pe la Pădurea Verde. Asta e frumos, să ne strângem la un loc, să ne simțim bine, că nu știi ce se întâmplă mâine. Am aflat întâmplător că e teatrul de păpuși, da, și ne place. E mult mai viu orașul. Păpușile au început să prindă contur încă de anul trecut și au fost realizate în 4 locuri diferite. Povestea este ca să ne apărăm, să ne protejăm mediul înconjurător. Toate aceste elemente, toate păpușile reprezintă animăluțe micuțe microscopice pe care le-am mărit la dimensiuni de 1 la 2000, 1 la 20.000. Și vrem să atragem atenția că ocrotirea și protejarea mediului este interesul nostru a tuturor. Spectacolul non-verbal intitulat Flow sub apă cu păpuși uriașe e realizat de teatrul din orașul Vespre, Ungaria, la rândul său capitală culturală europeană în acest an. A colaborat și teatrul maghiar din Timișoara, care are pregătite și alte spectacole. Teatrul de păpuși, Cenușăreasa, pe care vom juca, dar vom avea un schimb de spectacole, adică noi la Vesprim și ei o să vină cu spectacole non-verbale. Orașul are parte și de expoziții curajoase, așa cum o numește cel care a participat la organizarea uneia dintre acestea. Artistul Dan Perjovski a desenat pe un tramvai mesaje ale căror semnificații trebuie descifrate. Expoziția asta inaugurală, din care și eu fac parte, Setea Cronică, asta nu e expoziție ușoară, e o expoziție critică. Ea nu e pentru living room, știți? E o expoziție care pune probleme. Tramvaiul poate fi admirat în oraș în mers sau în stația din Piața Libertății până în 30 aprilie.